Bună seara, stimați telespectatori ai postului de televiziune MyTV Deva. Mă bucur să ne reîntâlnim la o nouă emisiune Repere și puncte de vedere. Am plăcerea și bucuria că în această seară să am un invitat aparte și să revenim ca și în alte dăți de emisiune în lumea cărților, dar într-o lume a cărților mai aparte, despre o activitate pe care acest județ a avut o perioadă foarte lungă de timp, despre care se știe mai puțin și despre care în general nu s-a scris. De aceea mă bucur să vi-l prezint pe domnul profesor universitar dr. Mircea Baron, fost decan al Facultății de Științe din cadrul Universității din Petroșani și autorul mai multor volume de carte legate de activitățile Văijiului și nu numai, și în general despre minerit, despre mineritul din județul Hunedoara. Bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Să începem cu începutul. Când v-ați gândit să puneți pe hârtie ceva legat de activitatea minieră din Valea Jiului? Eu prin școală și prin profesia pe care am exercitat-o sunt istoric, sunt absolvent al Facultății de Istorie a Universității Babeș-Bolyai de la Cluj. Am venit în Valea Jiului, deci am antecedente în sensul existenței mele în spațiu de la izvoarele Jiurilor în 1960. La 10 ani am făcut școala la Lupeni, iar apoi facultatea la Cluj, așa cum spuneam, iar după terminarea facultății, prin repartiție, așa era în vremurile acelea, la terminarea facultății ți se acorda un loc de muncă, m-am reîntors la Petroșani ca profesor la o școală generală din Petroșani. Am avut o șansă, la un moment dat, în viață trebuie să ai și șansă și să spunem așa că trebuie să te urci în trenul care vine, că s-ar putea ca următorul să nu mai vină. Am intrat în învățământul superior în 1984 în cadrul Institutului de Mine de la Petroșani de atunci, actuala Universitate din Petroșani, predând un curs în domeniul științelor sociale care se numea Probleme Fundamentale ale Istoriei României și care se făcea la toate formele de învățământ superior din România. Pasiunea pentru studiu a fost totdeauna, doar că în 1990 am reușit la doctorat, m-am înscris, am dat concurs, am reușit la doctorat la Cluj și cineva cu care am discutat înainte de a da acest concurs mi-a pus o întrebare care mi-a schimbat într-un fel tot destinul științific și anume de ce faci o teză despre un anumit subiect și nu faci o teză despre Valea Jiului. Și am zis da, e o chestie extraordinară, nu mi se părea fezabilă până atunci o asemenea temă. Am propus profesorului care m-a acceptat la doctorat o temă despre mineritul Văijiului. Teza s-a numit Societățile carbonifere și evoluția socială economică a Văijiului în perioada interbelică și acela este momentul, să spunem, de clicul odată cu 1990 și intrarea la doctorat în care am început să fac cercetare la modul aplicat, devenind un asidu cercetător în arhive și mai ales în arhiva de la Deva, în
Arhiva Județeană de la Deva, în care se găsesc fondurile arhivistice ale Văejiului, inclusiv fondurile arhivistice care țin de minerit. Și din munca aceea și care a continuat apoi în ani, s-au născut o mare parte din cărțile pe care le-am scris vis-a-vis de istoria mineritului, specializându-mă într-o fereastră mai îngustă pe mineritul carbonifer cu prioritate, pe mineritul Văejiului și implicit pe istoria social-economică a Văejiului. Aș mai spune că la un moment dat am încercat să înțeleg și o parte sau ceea ce ar însemna mineritul metalelor prețioase, mineritul aurifer și tot ajutat de arhive m-am ocupat o perioadă de mineritul aurifer sau a metalelor prețioase din zona Munților Apuseni cu prioritate în zona Bradului. Interesant și aș vrea să-mi spuneți care a fost primul volum legat de sau prima carte, pentru că văd aici Cărbune și societate în Valea Jiului, sunt trei volume consistente. Da. A fost una dintre primele scrieri mai consistente legate de activitatea din Valea Jiului? Da, deci prima carte pe care am scris-o este de fapt teza de doctorat, mi-am tipărit teza de doctorat. Titlul, am spus că era Societățile carbonifere și evoluția socială economică a Văejiului în perioada interbelică, dar am considerat că pentru un titlu de carte este prea lung, să spunem așa, și atunci am căutat să găsesc un titlu și mai scurt, și dar care să fie expresiv, și atunci am spus Cărbune și societate, pentru că, sigur, poate mulți dintre telespectatori sunt familiarizați într-un fel cu zona Văejiului, pentru că facem parte din județul Hunedoara. Poate mulți știu, poate unii nu știu, Valea Jiului modernă, deci vorbim de Valea Jiului de la sfârșitul secolului XIX și până astăzi, este rezultatul cărbunelui, a faptului că în zona respectivă există un zăcământ bogat de cărbune, huilă energetică și coxificabilă, un zăcământ undeva cifrat la 2,1 miliarde de tone, așa, dar care, sigur, acum mineritul e și în extinție, și datorită acelui minerit și minerit carbonifer, cărbune, s-a creat o societate. Și atunci am găsit sintagma asta, să-i spunem așa, Cărbune și societate în Valea Jiului. În Valea Jiului și este primul volum apărut în 1998, Cărbune și societate în Valea Jiului, perioada interbelică, pentru că în stadiul ăla al cercetării mele, în perioada în care am cercetat pentru doctorat, am ajuns cu cunoașterea, să spunem, a mineritului din Valea Jiului doar până la sfârșitul anilor 30, adică până la sfârșitul perioadei interbelice. Și atunci i-am dat acest subtitlu perioada interbelică. E drept că pentru a scrie despre perioada interbelică, despre perioada care începe după 1 decembrie cu Marea Unire 1918 și cu incorporarea Transilvaniei și implicit a Văejiului în spațiul României Mari, pentru a înțelege perioada interbelică era necesar să înțelegem și ce a fost până atunci, de unde pornește acest minerit. Am avut șansa unor scrieri, e drept în limba maghiară, dar care descriau mineritul la începutul secolului al XX-lea, mineritul din Valea Jiului, plus alte surse și care m-au ajutat să scriu și despre acea perioadă și
să vedem cum a continuat Valea Jiului după 1918, sub, să spunem, sub autoritate românească. Iar proiectul acesta, început în 1990, l-am continuat în timp, chiar în anii în care am avut și sarcini administrative în universitate, mi-am găsit timpul necesar pentru a veni la arhive. Au fost ani, după ce am ieșit la pensie, am venit mai apăsat, din nou m-am întors într-un fel în arhive, m-au ajutat acum și instrumentele moderne ale prezervării informației, calculatorul, aparatul de fotografiat, etc. Și asta m-a ajutat să reiau tema și să o aduc până la începutul anilor 50 ai secolului al 20-lea. Am lăsat titlul acesta Cărbune și societate în Valea Jiului, dar am spus de la începuturile mineritului industrial, deci anii 60 ai secolului al 19-lea și până la sfârșitul anilor 40 ai secolului 20. Și din toată această, din toată această muncă și această adunare de informații a ieșit ediția a doua, să spunem, revăzută și adăugită, în trei volume, care are 1930 de pagini. Deci asta este legat de mineritul carbonifer și de Valea Jiului. Da, da. Aș vrea să vă întreb, apropo de și ideea titlului Societate în Valea Jiului. Sigur că odată cu dezvoltarea exploatării cărbunelui, ați consemnat cu siguranță și ați notificat faptul că s-a dezvoltat și zona de sud a județului Hunedoara foarte mult pe acest fond al exploatării intensive din zona Văii Jiului, pentru că de fapt este singura zonă urbană din județul Hunedoara care implică total mai urbană. Multe da, total localități urbană, da. Da, total urbană, care de fapt au depins și s-au dezvoltat datorită exploatării cărbunelui. Exclusiv, adică fără cărbune, Valea ar fi rămas un spațiu ancestral, un spațiu al populației băștinașe, a țăranilor jiene, a momârlanilor, cum le spunem noi. Ei, la rândul nostru, ne spun celor care am venit în Valea Jiului barabe, termenii au fost peiorativi în ștart. Mă rog, acum termenul de momârlan a devenit un termen comun, dar statul maghiar atunci după 1918, statul român, dar mai ales societățile private care au investit aici, pentru că cărbunele era vedeta revoluției industriale ce începuse în Anglia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, a fost cel care statul și societățile au adus forță de muncă, pentru că băștinașii nu s-au implicat, le strica și ritmul ancestral al existenței lor, au adus forță de muncă pentru a stabiliza această forță de muncă, deși toată perioada până la 1900, după 1990 a fost caracteristic acel fenomen al fluctuației celor care veneau, lucrau la minerit, nu spun că alții au stat o viață. Deci a fost adusă forță de muncă din diferite părți ale Imperiului Austro-Ungar și de aceea Valea Jiului este un spațiu multietnic, multiconfesional și implicit multicultural. S-au construit locuințe tip, să le spunem așa, care se adunau în ceea ce numim coloniile și în fiecare localitate au existat aceste colonii. S-au construit case și pentru muncitori și pentru funcționarii inferiori și pentru funcționarii superiori. S-au construit dotări culturale, cazinouri, mă rog, școli, biserici, etc., etc. Un spațiu care a fost aproape privat până după al doilea război mondial, când statul comunist vine și naționalizează totul, etc., etc., dar până atunci dezvoltarea Văii a fost o chestiune a capitalului privat. Poate pare curios, dar sigur se poate explica, nu-i cazul să stăm acum în așa. Și
cu acest multiculturalism, cu multă activitate culturală, cu implicarea nu numai a învățătorilor și a profesorilor, ci și a inginerilor care aveau pregătire umanistă, etc., etc. Și toate astea au făcut ca Valea să fie un spațiu, o societate, pe o lume care s-a urbanizat într-un ritm extraordinar și deja la începutul secolului al XX-lea semnele urbanizării sunt evidente. Iar apoi, mă rog, localitățile Petroșaniun, că anul ăsta sunt 100 de ani de, în 4 ianuarie 1924 Petroșaniun a fost proclamat oraș, iar celălalt, Aninoasa, să spunem, în 1988, iar celelalte orașe, Petrila, Vulcanul, Lupeniu, în 1950-1952, iar în 1964, Uricaniu. Și, practic, toate acestea, e o conurbație. O conurbație asta, da, e o conurbație formată, care în 1992 avea 169.000 de locuitori. Și să ne gândim că a plecat de la 5.000 de locuitori pe la 1854. Astăzi? Ca populație? Spuneți, nu neapărat. O concluzie ca finalitate a scrierii bogate și a dezvoltării impetuoase până la Revoluția din 1989. Astăzi Valea cum se prezintă? Așa, într-o frază. Să nu intrăm în detalii. Da, să fim optimiști. A pierdut din forța economică pe care a avut-o, pentru că din, de exemplu, 18.000 cât erau în 1990, putem discuta de productivitate, randamente, etc., etc., dar erau 18.000 cu în jur de 40.000 de oameni care lucrau în minerit, plus pentru că Valea s-a dezvoltat ca un complex integrat, plecând de la minerit și alte activități conexe mineritului, pe urmă, pentru cei care au venit era nevoie de școli, de spitale, de fabrică de pâine de, și toate acelea. Și era o societate efervescentă, cu resurse materiale și care s-au diminuat în timp pentru că, sigur, închiderea minelor, astăzi mai sunt 4 mine în activitate și cu puțini angajați, cu o producție mică, să spunem așa, și care pare încet, încet a nu mai fi esențială pentru nevoile economiei românești. După 90 n-au fost aduse alte capitaluri, să spunem așa, n-a fost o infuzie de capital și există decalaje, aș spune că există decalaje, se simt decalaje între localități. Să rămânem cu optimismul, pentru că multe nu prea sunt de spus în momentul ăsta vis-a-vis de viitorul Văijiului. E un adevăr care nu este chiar atât de optimist, dar știți că e vorba aia, viața merge înainte și probabil în timp se va reconverti o parte din partea economică, să spunem, a Văijiului, pe alte resurse și pe alte domenii. Să trecem acum de la cărbune, să vorbim, pentru că ați scris și o carte interesantă, într-o perioadă de timp destul de lungă, despre prima societate, sau una din cele mai importante societăți miniere, aurifere sau cupro-aurifere sau așa, societatea Mica din partea de nord a județului Nedoara, că de un echilibru de la sud, de la, sud la nord. Da, sau, da, de... Vă rog. Fost întrebat la un moment dat, după ce am publicat prima ediție, să spunem, a Cărbunești Societate, dacă voi scrie ediția a doua. Și eu atunci am spus, ce am avut de spus despre Valea Jiului, am spus. N-am avut, adică și că nu voi mai continua. N-a fost așa și nu regret că după aceea am continuat și am publicat substanțial.
Pentru că trebuie spus că tot ce am scris sau toată activitatea asta de cercetare a avut două componente, să spunem așa. Una a fost pasiunea pe care mi-am descoperit-o pentru cercetare și faptul că în cercetarea asta, în arhive, găsești lucruri extraordinare pe care apoi poți să le așezi într-o carte. Iar pe de altă parte, am fost, să spunem așa, nevoit să fac cercetare și să public, pentru că altfel nu puteam promova. În învățământul superior, fără cercetare, fără publicații, nu poți să treci de la o poziție științifică la cealaltă. Și atunci, dincolo de cărți, am scris articole publicate în reviste de specialitate, unele din ele care m-au ajutat apoi, pentru că am abordat o temă sau alta, să dezvolt în cărțile pe care le-am scris. Și am spus că nu mai mă ocup de vale și m-am dus spre mineritul aurifer. Știam de existența societății Mica, știam că la arhivele județene și trebuie să spun că trebuie să le mulțumesc totdeauna celor de la care lucrează la arhive și generației bătrâne care nu mai este activă. Nu mai este activă, dar și actualei generații, pentru că m-au ajutat în ani să stau la arhive, mi-au adus documente, au avut grijă de mine, să spunem așa, pentru a face cercetare și știam din povești despre Mica Brad, unde ai lucrat sau unde au lucrat ai tăi, la Mica sau la Ruda 12 Apostol era. Și am întrebat la un moment dat, mi s-a spus, da, există un fond Mica, un fond imens până la urmă. Am stat 6 ani în arhive, că trebuie să vă amintiți că am fost anii aia când tot am venit și ne întâlneam așa și am 6 ani, în anii ăștia, sigur, având și activitate didactică și activitate administrativă și din toată cercetarea asta, repet, un fond imens, am publicat două cărți, o carte care n-am adus-o aici, care este un fel de introducere, să spunem, la Mica, are vreo 250 de pagini, din istoria mineritului aurifer 1918-1948, pentru că e într-un fel o introducere la cartea Societatea Mica, societate care a funcționat în perioada 1920 și până în 1948, când la naționalizarea din 11 iunie 1948 societatea a trecut la stat, așa cum au trecut și societățile carbonifere din Valea Jiului. Iar cartea, am scris acea introducere, să-i spunem așa, care până la urmă a ieșit o carte, iar cartea despre Mica și cercetarea m-a pasionat până la urmă, a trebuit să învăț câte ceva, așa cum a trebuit să învăț când am scris despre mineritul aurifer, pentru că, nu știu dacă e o laudă sau așa, dar a trebuit ca să exced într-un fel preocuparea unui istoric de istorie politică sau culturală sau așa și să încerc să înțeleg câte ceva despre structură geologică a zăcământului, să înțeleg ceva despre metodele de exploatare, metodele de preparare a cărbunelui, a aurului, a metalelor prețioase în cazul ăsta și am avut din acest punct de vedere și atmosfera din institutul, din universitate, din institutul de mine, unde mă învârteam în jurul inginerilor care mi-au dat un sfat sau altul, geologii, inginerii mineri, am întrebat, mi-au indicat cărți mai aproape de înțelegerea mea unui profan în inginerie. Și până la urmă am publicat cartea despre Mica, o societate absolut fabuloasă și fascinantă prin istoria ei și prin implicarea ei.
Ea este continuatoarea fostei asociații miniere pe Cuxe, așa, acțiunile din zona Apusenilor purtau numele de Cuxe. O societate avea 128 de Cuxe împărțite, mă rog, fiecare participant putea, ca și cum ar fi Cuxele astea egal acțiuni într-o societate pe acțiuni. Și Mica a cumpărat Ruda 12 Apostol până la urmă, și care dezvoltase complexul miner din jurul Bradului, uzina de preparare de la Gura Barza, de exemplu, de la 1898, construită de Ruda 12 Apostol, dar marele merit al societății Mica și a, mă rog, a celor care au condus-o, inclusiv a lui directorului general și apoi președintele Consiliului de Administrație, Ion Gigurtu, fost că au continuat tot ceea ce exista acolo și au dezvoltat în așa, Mica ajungând cel mai mare producător de aur din România în perioada interbelică. Erau mulți producători mai mici, așa, plus asociațiile țărănești, etc., dar doi au fost mari producători de aur. A fost societatea Mica, care avea 60-65% din producția de aur a României, care producție de aur ajunsese la maximum, a fost 5100 de kilograme, așa, și al doilea producător era statul, care preluase proprietățile statului din Transilvania, Regia Întreprinderilor Minere și Metalurgice ale statului din Ardeal, iar din 1937, să zicem așa, 38, în 1939 construiește și cianurația de la Săsar, se implică societatea Petroșani din Valea Jiului în zona, în zona Maramureșului și devine al treilea producător de aur din România. Dar Mica rămâne marele producător implicat nu numai, la un moment dat și-au dezvoltat au valorificat resursele societății, investind și în alte activități, nu numai neapărat în exploatarea metalelor prețioase, din care obțineau în principal aur și argint. Exact ca și în Valea Jiului. Da. Da. Să trecem, pentru că timpul am putea povesti zile întregi, dar lăsăm bucuria și plăcerea telespectatorilor să caute în biblioteci, să găsească și să intre în detaliile fiecărui din cărțile pe care le-a scris. Aș vrea câteva cuvinte să-mi spuneți, având în vedere că a fost mulți ani cadru didactic universitar și anul acesta a fost un an în care actuala universitate, anul trecut 2023, da, Institutul de Mine fost și actuala universitate din Petroșani a aniversat niște ani. Da. Niște ani frumoși de activitate și cartea pe care dumneavoastră a scris-o implică nu neapărat o poveste despre univers, deci gânduri a unor persoane, personalități, da? Da. Care de-a lungul vremii au activat și au pus gândurile și le-ați reunit. Apropo de această aniversare, să ne spuneți câteva lucruri, vă rog, da, și de carte în sine. În 7 decembrie 1948, deci anul trecut au fost 75 de ani a universității, a început activitatea Institutului Cărbunelui, așa s-a numit inițial, erau 4 institute de mine în țară, dar unul a fost la Petroșani, a fost și la Brad, Institutul de Minereuri Neferoase, la Timișoara de Minereuri Feroase și Institutul de Mine la București. Și la Petroșani s-a creat Institutul Cărbunelui, care în 1952 devine Institutul de Mine până în 1991, apoi Universitatea Tehnică și din 95 Universitatea din Petroșani și anul trecut 75 de ani. Și împreună cu actualul rector, profesorul Radu Sorin, și cu doamna Dobre Baronu Ana, am gândit o carte despre acești 75 de ani, dar plecând de la arhiva universității și, mă rog, de la de la faptul că există încă din generațiile vechi cu care puteam lua legătura și actuala generație, am considerat că merită să scoatem o carte
în care sunt, de fapt, 512 fișe biografice ale unei mari părți, cam 680, 580 de dascăle au fost în perioada asta de 75 de ani, n-am găsit despre toți, așa, fișe biografice de câteva rânduri sau maximum două pagini, asta a fost regula, pentru că altfel ieșea cine știe cât, în care încercăm un parcurs al o biografie, un parcurs academic și de cercetare al acestor 512 carte didactice. I-am dat titlul cărții Alma Mater Petroșenensis, pentru că vorbim de Universitatea din Petroșani, dascăl. Deci ne referim nu la dascălii, nu la toți, că noi am avut pe toți și atunci am scris dascăl, 1948-2023. Foarte frumoasă și interesantă, pentru că de fapt este matricea pe care s-a clădit învățământul universitar, de la institut ajungând la nivel de universitate. Da. N-aș vrea să încheiem, pentru că după toată această descriere interesantă despre viața mineritului din județul Hunedoara, un foarte important județ și din punct de vedere al exploatării cărbunelui și ceea ce privește metalul aurifer, zilele trecute a avut loc la Deva un mare eveniment, o conferință internațională legată de aniversarea 200 de ani de la nașterea Marelui Avram Iancu, la care și dumneavoastră ați participat și mă bucur foarte mult, pentru că istoricul Mircea Baron a rămas cu sufletul legat și de istoria adevărată a Ardealului. Câteva cuvinte despre această conferință, dacă sunteți bun să-mi spuneți. Conferința, sigur, anul acesta, nu se știe exact când s-a născut Avram Iancu, dar undeva ar fi spus într-o confesiune, să spunem, biografică, că s-a născut în vremea cireșelor, anul 1824, dar undeva în vremea cireșilor, mai iunie pe aici. Și sigur că da, sunt 200 de ani, anul acesta se împlinesc 200 de ani de la nașterea celui care a fost conducătorul moților și a Revoluției Române din Ardeal la 1848-1849. Și a existat gândul bun al conducerii administrative a județului, a Consiliului Județean și a Bibliotecii Județene de a organiza o conferință internațională dedicată celor 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Sigur că un alt gând bun a fost acela că cel mai nimerit ar fi, sau cel mai potrivit ar fi, ca cei care să se ocupe de partea științifică a acestei manifestări să fie Academia Română, ceea ce dă un alt prestigiu acestei manifestări, și Academia Română, reprezentată prin Institutul de Istorie al Academiei de la Cluj, și din această colaborare a Consiliului Județean, un proiect care se gândește de 2 ani de zile, din această colaborare între Consiliul Județean și Academie, respectiv Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei de la Cluj, s-a născut acest proiect care presupune 2 zile de conferință în care sunt prezentate lucrări ale istoricilor și din țară, dar și veniți din străinătate, inclusiv din Italia, Statele Unite, și care sunt specializați sau preocupați de istoria spațiului transilvanean și unii chiar de Avram Iancu, și
plecând de la ideea aceasta de a descrie cât mai, adică de a prezenta teme cât mai variate, dar care să fie, să cuprindă și lucruri legate de Avraam Iancu, dar și despre epoca în care Avraam Iancu a trăit și despre cei cu care el a intersectat, cu care s-a intersectat, s-a dat un titlu acestei conferințe, Omul contemporan, epoca, și în care fiecare a reușit, dintre cei care sunt preocupați, fie de Avraam Iancu, fie de alte personalități ale perioadei Revoluției de la 48, să zicem, sau a epocii în sine, să își aducă contribuția la această manifestare științifică. Eu nu sunt specialist în Avraam Iancu, dar ați avut o prezență, avut o contribuție, în sensul că am prezentat modul în care în câteva momente ale istoriei Văijiului el este, Avraam Iancu este prezent, fie prin lucruri care au fost legate de moment și de un anumit eveniment, fie cu lucruri care au eternizat memoria lui Avraam Iancu. Și un singur exemplu aș da, faptul că după 1995 s-au dezvelit în Valea Jiului trei busturi ale lui Avraam Iancu, care există și astăzi, unul este la Petroșani, unul la Vulcan și unul în Straja, în stațiunea Straja, și care ne arată acest interes, această iubire și respect. Și respect față de Avraam Iancu. E un lucru extraordinar, se apreciază că a fost cea mai amplă manifestare științifică pe care s-a desfășurat în anul acesta, cum a poate ori mai fi și alte conferințe, suntem de-abia în mai, dar după știința unora s-ar putea să fie cea mai amplă conferință și cea mai amplă manifestare care a fost dedicată lui Avraam Iancu, și asta face cinste, să spunem, și Academiei, dar și județului Hunedoara, conducerii județului, pentru că s-au gândit la Avraam Iancu și l-au adus în continuare în conștiința oamenilor. Da, și e foarte bine, pentru că am început cu istorie, am terminat cu istorie. Mă bucur că ați fost prezent astăzi și ne-ați împărtășit parte, și cu siguranță ne-am făcut curioși, ne-ați făcut curioși și pe toți telespectatorii care ne urmăresc. De aceea eu vă doresc încă putere multă de muncă, să mai luați stiloul, pixul și creionul și să puneți pe hârtie și laptopul, da, sau tableta, pentru că e mai ușor acum. Vă mulțumesc încă o dată, stimați telespectatori, vă mulțumesc că ne-ați urmărit, sper că v-am făcut curios să căutați în biblioteci parte din ceea ce a scris profesorul universitar dr. Mircea Baron. Vă doresc gânduri de bine și soare în suflet. Mulțumesc pentru că ați urmărit Repere și Puncte de Vedere.